La mine acasă, pe familie, nu mă înțelege. Și că luptați cu morile de vânt. În loc să duci acasă, ei înțeleg așa, să fie palpabil. Vizibil și palpabil, ca azi, acum, sau ce altfel zău mâine. Dar ceea ce contribuiți la transformarea societății, pentru atunci asta e ceva fantastic, ceva ireal pentru tine. Nu e vizibil, nu e palpabil. De aici vine problema. Că noi nu știm că, de fapt, prin implicarea personală, prin tot ce poți tu să faci, ai putea mâine pe mâine să zici că ia uite băi și mulțumit. Eu am fost o lună în Hyde Park. Proiectul ăsta l-am făcut eu. Ia spuneți voi o replică despre el. Pe de altă parte, nu. Uite, mă gândeam, zic, dacă nu scriam articolele pe care le-am scris, eu m-aș fi simțit mai în pierdere. Decât până acum. Nu te-am fi simțit noi parte din organizație atât de... Acum eu cumva mă simt într-un fel realizat. Deci, eu de exemplu, n-au cunoșteam. Mă consideram, am crescut în anumită. Eu știam că... În care ipostază? De când Cotașa o știai numai. Unde zgrămădesc mai mult de 45 oameni, cei care nu au cât de cât experiență să vorbească, să zicem, în public, el se închide după 10 de nu știu cum, paravane acolo. E foarte greu să exprimi. Până la urmă e o revoluție. Faptul că tu ajungi să vorbești. Să vorbești în public. Dar asta e pe etapă și din cauza asta nu o se sizează, nu e brusc. Deci, acum îmi dau seama exact cu Hyde Park-ul, că nu e același lucru. Să treci prin viață tăcând, să nu ne spună nimic, ca o nălucă. Și alta e să te manifesti. Chiar dacă nu vezi beneficiu imediat. Să te manifesti, să spui, să ai o reacție la ce le spui. Asta nu-i, nu, poate într-o parte poate să pară patetic ce spun. Dar, uite, asta e. Dacă tăceam, aș fi avut mult mai mult de pe lucru. De înțeleg, mi se părea că zâmbești neîncrezător. Pentru că, bine, asta așa faci. Care e problema? Că tu te-ai pornit să-i bine cu discursul ăla ecologic. Mine m-a impresionat și atunci mi-a părut rău că nu te-am... Nu, ecologic, cu, la un maraton. Cu iepurașe, cu cățelușe? Nu știu ce te-a dezamăgit, probabil faptul că nu ai fost dată în seamă, nu te-a remarcat nimeni. Și atunci te-ai oprit. Îți recomand la viitoare maratoane să fii tu însăți. Mulți s-au strâmbat. Ai mare brânză maraton, aici e vorba de chestii naționale. Foarte important, nu știu ce era primul maraton, nu era cu Eminescu, cred că era cu Unirea, probabil, nu mai știu ce. Și tu vii cu ecologie, cu chestii de genul ăsta. Ei bine, tocmai curajul că te-ai remarcat, te-ai făcut remarcată prin discursul care poate părea minor la prima vedere, asta deja e un plus foarte mare. Deci, ți-aș recomanda să continui. Asta înseamnă, într-adevăr, nu mimarea curajului și chestii de genul, dar curajul adevărat înseamnă. Neta, cine ești? Poftim? Da, neta, cine ești? Sergei Mărâri, poliție, Crețu, îmi spune. Crețu? Da, arată-le estimație, să văd și de ce mă tragi de mâine. Eu nu văd problemă. Dar ce-mi faci? Din drum, așa nu o să filmez. Eu mă filmat, că sunt exercițiu funcția lui Iană. Tocmai de asta. De ce nu-mi permiteți? De ce în baza care legi? Da, în baza la care legi nu vreau să mă filmați. În baza dreptului de a filma. În care bază dreptul? Asta legea despre accesul la informații. Ce e accesul la informații? De accesul la informații? De conectați camera. De ce? De atâta. Spuneți în baza care legi. În baza care legi nu v-ați minimă filmat. Eu o să aduc comisarul la Buicani, Budeanu, familia mea. Așa, în baza care legi minimă filmat. Dumneavoastră în baza care legi minimă filmat. Ce filmez? Ce văd? Păi ce-i faci? Sede ministerul. Și dacă e sede ministerul, dar nu scrie nicăieri că e interzis. Dar nu scrie nicăieri că nu-i voie să filmez. Ce frumos vă purtați cu mine. Bună ziua! Mă închide sau ce e? Dar de ce să închide, dacă e interesant? Și m-a filmat mine, mă, ce interesant? Dar de ce să nu-ți filmă, dacă ești la servici? Dar de ce să stăm? Tu de ce? Domnule! Eu sunt om liber acum! Poftim în birou! Întâi să te legi de mine să-mi spui cine ești și de ce mai ești aici. Aici în coridor să-ți spun, aici într-un cabinet. Să pot, dar nu mi interzici, nu-i acolo. Ești oameni frumos, oameni frumos, oameni frumos, oameni frumos. Dar pe care ești domnul ești? Așa vreau. Cine ești? Cum te numești? Rău, cum te numești? Deci mi-a interzis să filmez de ce? Dreptul. Că ești la servici. Vă rog frumos, puneți camera. Eu vă rog. Pe ce bază mi-interzici? Eu vă rog să puneți camera. Ce bază mi-interzici? Eu vă rog să puneți camera. Dar de ce mă rugați? Eu nu vreau. Să-mi spuneți pe ce bază mi-interzici. Vă rog să puneți camera, sunteți sector de poliție și aveți dreptul să filmați. Unde scrie? Oricum ești în film. Și ești penibil, rușine, pentru asta eu dacă aș fi papuc sau șeful dumneavoastră te-aș da afară fără explicație. Ai încălcat o grămadă de legi prin comportamentul ăsta. Dar mai ales morală. N-ai voie să-mi interziți să filmez.
Am tot dreptul. Arată legea prin care poți să-mi interzici. Arată-mi legea că mă filmați. Eu am dreptul că-s cetățean liber, mai ales jurnalist. Eu îmi cer scuze. Ai cap, ai mâini, ai cioare și dacă te pelești la unde ești, la cioare, tot alecuiești, așa-i? Ori la o mână, tot alecuiești. Așa trebuie asta. Voi sunteți învățați, v-ați învățat schinarea cui, care mușit. Dar voi trebuie să dați o mână la ajutor, la aici care te uite asta. V-ați învățat gratis, v-ați învățat ea că nepotul nu mă ia zbâși la școală, el trebuie să plătească. Dumneavoastră, mereu, de a câte oară folosiți cuvântul că dumneata, că tu trebuie și n-auziți ce spunem noi. Noi apelăm la rațiunea dumneavoastră. Aud eu, politica asta eu am văzut, știu. Mișcarea... Dacă așa e, tăți pistolul. Îți spune politică, îți spune nebunii scămătării și tot duci ca nevoie și ora îl poate până îl prinde undeva și e zile și ca pe iepure. Al pugărește. Al prinelațel ei. Pare mie că nimic n-ați înțeles. Îi strângeți documentele, aduceți-le, să facem cunoștință și dacă este temei juridic pentru a înainta procedura care e prevăzută de lege pentru soluționarea chestiunii, atunci poftim, eu pot să vă ajut, să vă reprezint, să vă apăr interesul. Nu mai suportați cheltuieli cu el. Eu plată nu pretind, eu înțeleg. Într-o așa situație, eu sunt tot cam într-o așa situație. Iacă când nu putem într-o zi să ne ducem. Chiar mâine, strângeți documentele, poftim, eu voi face cunoștință. De ce dispuneți și pretențiile care le aveți și atunci am să vedem dacă este temei juridic a ceea ce pretențiți dumneavoastră. Am martor, mă urmăresc, mă asta. Bineînțeles, criminal. El știe ce se fac, știe ce a învățat pentru asta. Să ușe de oameni și nu zice la răspuns. Dacă ești mâna altceva și poți să... Dați-vă comisii la fața locului să meargă. Și apă trebuie să-ți înlăbnești un mod din rămas și cu asta te des. Îi dau lui Slevru, atunci că s-o rămân de aia, dar eu am hârtie de liceu. Lucinscu a spus, pleci și după otare, du-te după otare dacă nu-ți place aici. Voronin m-a dus de ziua lui Lenin, și sunt o brate, sunt o grămadiță, o grămadă, el e bun? Numai criminală trebuie. El dacă spune minciuni, știe la scrie, știe a spune minciuni, știe a tolbura nărodă, el e bun. Dar dacă aș fie peți carte, dacă pământul lui nu-i trebuie carte, nu-i trebuie poezie, nu-i trebuie să-l îngrijesc ca să-ți hrănească. Dacă o știe peți, ori și toți cărțile mâine și o știe poezie la pământ, dacă am uie toți poezie și asta și pământul. E așa pământ bucat, așa, ce pământ ăsta? V-a rămas pe loc și a rămas pe ăsta? Cum era cu mușel meu de asta? Pământul meu era pământ, tot era pe de asta, la mășii. Nu-i chiar așa. Noi trebuie să mai facem mai mult de atât. Nu sunt situații în care nu putem să trăim bine doar fiind oameni muncitori și cinstiți, pentru că cei din jurul nostru nici nu sunt cinstiți. Și atunci, noi ce facem? Nu supunem? Nu, trebuie să luptăm. A spus că nu vreți sânge. Nu este neapărat chiar să vreți sânge, trebuie doar să replicați. Pentru că este dreptul dumneavoastră. Dacă așteptați să primiți de la ceilalți, nu se întâmplă niciodată. De ce nu găsiți oameni care au aceleași probleme ca dumneavoastră și să-i învingeți pe ceilalți? Nu este o situație chiar atât de fără ieșire. Principalul este să nu așteptați ca cineva să vă dea. Dar de ce să aștept? Eu nu aștept pe nimeni, eu aștept. Poate să mă ajut cineva, cum va așa asta? Unul singur nu poți. Un elefant cât e de puternic, dacă sunt mulți lupți, îl vezi jos și îl mănâncă. Dar asta este adevărul, da. Singur. Și trebuie să vă faceți, ori să vă faceți aleați, ori să încercați să luptați în felul ăsta. Nu o să existe niciun Dumnezeu, nici nimeni care să vă ajute, doar fiindcă sunteți cinstit. Da, dacă ești fost în chelea mea, îmi spune altfel. Dar dacă ești cu asta, bineînțeles. Om mustor și... Dacă nu ziceți ce-mi pui. Om mustor trebuie să mușească până ați dohli. El îi rob și trebuie să-i rob. Domnul Bolat, dacă îmi permiteți să... Ați făcut foarte puțină carte. Este un impediment în calea dumneavoastră? Nu știți cum să abordați problema, nu știți cum să o formulați, nu știți cum să concentrați la un singur subiect, să găsiți rezolvarea lui, apoi treceți la alt subiect, deci să vă concentrați pe subiecte. Nu știți către cine să apelați în rezolvarea problemei, nu știți funcțiile care le îndeplinește primarul,
procurorul, judecătorul, etc., etc. Acum sunt juriști pentru drepturile omului și v-am spus că sunt juriști care lucrează în contul grantului, care nu vă cer niciun banuț. Nu știu dacă ați ajuns la ei, v-am dat câteva repere. Da, da, s-a făcut. Dacă n-aud și ideea, gata, ei să... Dacă... asta, Ministerul Justiției. Cum să mă duc eu acolo dacă e criminale astea? Și mă trebuie tu în lupte. Că acum nu au un elefant și ne bagă în foc. N-am. Pădlește. Mă, dar du-te dacă știi că lucrurile mă tale. Du-și fate dacă... Așa du-te și fără lășa e pufă. Fără, mă, dacă e chiar miliță și bine în zașa. Și dacă chiar miliță, lasă-l judecă și judecă. Mă, ești baristea, iau ce ne-a făcut, iau. Ministerul Justiției, ne-a fermat tătă, ia pun mâna. Ne-a fermat tătă mine. Și m-au aruncat la aeroport ideal. Este stabilită procedura de soluționare a litigiilor. Este stabilită. Pentru cazul concret. Spunem dacă acolo pretindeți la proprietate, cum că adică ați fost lipsit de proprietate, de pământ și așa mai. Este stabilită procedura asta. Și fieți îmblați și să vorbiți, unii n-ați vorbit. Dar dacă nu o să mergeți, nu o să mergeți pe calea asta, stabilită de procedură, nu o soluționați niciodată. Și ca finalitate să obțineți document. Ia n-ascultați, eu în sat și eu am fost la țântiriu. Și acolo au venit, au chemat Milița și m-a așteptat. La iaz acolo m-a așteptat și s-o asta. Trescu? Eu am avut un loc de un copil, să nu am avut copil și ala, e gata, mă. Dar dacă tu ești așa mare și bărbat, dar de mine și spun eu de mine. Din spusele dumneavoastră, eu înțeles, dar eu nu știu ce a fost înainte de acest eveniment. Strângeți toate documente dacă vrei. Așa că, nu dacă fac, asta e știu. S-a plâns peste tot. De la ziare până la instituții de stat, de partid, de unde vrei, are o grămadă de țeduli trimise și răspunsuri oficiale venite. Și de la procuratură și de la judecată, de unde vrei. De aceea, haideți să ne implicăm să rezolvăm situația asta care poate reprezentativă pentru toată societatea asta, care simte, îi doare, ar vrea să revolte, dar nu prea știe care e problema, de unde să înceapă, pe cine să dea vina. Alo! Prevederile statutului referitor la deadmire urmează a fi aduse în concordanță cu cerințele menționate. În temeiul articolului 23 din legea privind la societatea obsești, decid 1. A refuza înregistrarea modificărilor la statutul organizației neguvernamentale la Hyde Park și a restitui actele solicitantului. Se anexează 10 fire. Adițional menționăm că statutul în redacție nouă prezentat pentru înregistrare urmează a fi ajustat la prevederile articolului 66 alineatul 5 al Codului Civil, care stipulează că persoana juridică nu poate folosi în denumirea sa cuvinte sau abrevieri care ar induce în eroare privire la forma sa. Of. Serios? Asta duce oamenii în țară. Tu vezi că îți sunează. În primul rând ne dorim ca autoritățile române să ia în calcul faptul că noi existăm și faptul că și noi, ca și ceilalți cetățeni români, avem drepturi. Deocamdată în 2007 avem o situație fără precedent. Milioane de cetățeni români nu le se respectă dreptul nici la circulație, nici măcar la trai decent în propria țară și atât, cu atât mai mult că deja procedura de obținere a vizelor devine sufocantă, procedura de obținere a cetățeniei României la fel de stresantă pentru noi și deja în luna iulie nu mai putem tolera procedura asta cu programare online și cu alte invenții de la consulat. Hai mai filmat, stai de mă. Dacă mă filmează, am încercat să-mi iau statut de refugiat în România. Am fost discriminat în comparație cu africanul, cu irachianul și așa mai departe. Mi-am moldovean o casă. Trebuie să vii să-ți trebuie. Nu-ți pare că e ciudat. Încă nu primit ordine, nu știu ce să facă. Deci mă băvinesc situația. Păi eu vă rămâne situația care este. Nu e interes, deci nu te interesează așa situația. Și, în final, a fost fără nicio judecată, a fost expulzat. Eu filmez. Ce filmați dumneavoastră? Ce văd? Da, să vă filmați orașul. Da, eu vreau să filmez orașul încolo. Eu vreau să filmez în partea ce. Omule, n-ai drept să faci asta, nu înțelegi. Din asta tot n-ai drept să faci asta. Ce faci? De ce să nu filmezi? Filmez numai aici.
Dar de ce nu ai zici că aici e orașul meu? Vreau să filmez! Sunt liber într-un oraș liber, vreau să filmez! Și normal filmez. Da. Ce nu aveți dreptate de ce? Cine a spus? Obiectul de zi. Vă rog să plecați. Cine a spus? E obiectul de zi. Cine a spus? Cine a spus? Unde scrie că nu-i voie? Arată pe gard, unde scrie că nu-i voie să filmezi? Noi pentru asta suntem cu ceași. Păi da, dar trebuie să fii scris pentru oameni, nu? Eu n-am văzut nimic scris. Bun. Cine interzis? Și pe ce bază? Ce bază? Deci s-a aflat ambasada Rusiei și se interzis și frumos. Dar nu a fost niciun indicator că interzis. Cine a fost? Păi de ce nu a indicat nimic? Tot ce nu interzis e permis. Într-un stat normal, ce nu interzis e permis. Dar nu scrie că e pază importantă. Sunt niște băieței în verde, mie simpatice, vreau să-i filmez. Dar de ce nu scrie că e interzis filmez acolo? Cine a interzis? Verbal și pe baza cărei legi? Este, vă spun că este... Ambasada Rusiei și se interzice de filmat. De ce se interzice de filmat? În baza cărei legi? De ce nu-i pus indicator? Eu nu știu cine-i pus indicator, dar vă spun că se interzice de filmat. Bun, ambasada nu mai filmează, dar o să filmez polițiști. De dumneavoastră aveți documentele dumneavoastră. Sunt un cetățean liber. De care documente vreți să vedeți? Câți sunt documente? Sunt cetățean liber, am buletinul. Buletin de cetățean, este ce? Trebuie să-l văd. Dar dumneavoastră cum vă numiți? Locul Taban. Taban? Taban. Și dumneavoastră unde lucrați? Nu lucrez nicăieri, sunt cetățean liber. Sunt cineast, regizor de film. Am făcut școală de film la București, la Chișinău. Am prezentat filmul de festivalul Cronograf. Deci asta e meseria mea, să filmez. Și jurnalist liber. Deci se interzice să filmați ambasada. Ambasada nu mai filmez, o să filmez poliția. Unde scrie că nu am voie să stau aici? Domnul Stan, ia-ți lucrurile. Ar trebui să invocați lege. Domnul Breagă, la fel urcați în automobil. Urcați în automobil. De ce? Eu de ce? Eu cu ce am greșit? Urcați în automobil, toți vezi împreună. Dar eu cu ce am greșit? Dar eu ce am făcut? Eu filmam. Acela-i microfonul nostru. Nu așa, nu poate fi la mine. Dar eu cu ce-am greșit? Ei nu prea știu cine e vinovat acum. Eu cred că i-am încurcat ceva. Eu nu știu cu mâna cui să ia focul acum, castanele de foc. Băi, mi se pare că băieții ăștia greșesc foarte tare. Da, dar eu nu știu cine greșește mai tare. Eu sunt sigur că greșesc foarte tare. Măcar nu-și dau seama. Își dau seama, că dacă nu-și dădeau seama ne luau și ne duceau, dar acum ei simt că e nasol. Care vreau să rămână fără epoleț. Opa. Deci, care primul rămâne fără epolet? Mai puteți decide acum să ne lăsați în stradă, cred că nu-i târziu. Am spus-o și la acțiunea trecută. Și nu-i târziu. Nu-i târziu să ne lăsați în stradă, pentru că considerăm că greșiți. Și greșiți amar, e scandalos de tot. Cineva va trebui să răspundă pentru asta. Este să cât mai aproape dinți decât părință și idealul totdeauna într-o țară de asta se rântoacă, unde oamenii practic n-au ce mânca. O să fie pe locul 2. La mare majoritate populație nu o să fac asta. El o să duc unde e cald, unde sunt apă bine, unde are o poziție asigurată pe viitor și nu o să fie batjocorit de nimeni. Da, da, deci asta nu e asta normal. Păi nu mă martir, dacă revoluția înseamnă martir, eu nu chiar mă dau puțin mai la o parte. Ar trebui să ne analizăm corect eforturile și să rămânem și întregi după ce ne realizăm obiectivele. După aia să ne mai putem bucura de ele. Nu, și de exemplu, sunt mulți care, dacă nu vor fi granturi, nu vor fi fonduri, vor trebui să lucreze în altă parte pentru că, adică să-și întrețină familia. Respectiv, nu o să mai aibă timp pentru... UNG-ul nu trebuie să ofere joburi,
Da? Nu trebuie să ofere salarii grase, dar în același timp granturi sunt necesare pentru o cameră de filmat, pentru tot nevoile de organizație, că nu o să te duci permanent. Necesarul tehnic este, asta tot e necesar pentru a te conecta la internet. Eu, de exemplu, nu-mi permit cu salariul meu să mă conectez la internet. Deci anumite granturi sunt necesare în cazul în care le poți obține, pentru chestii de gen, mă rog, sărăcie o fie bună, dar aia e cumplit, poate tot poate fi evitată. Spun, chestii de funcționare organizației eficientă. La nivelul ăsta. Nu, sau să mărești numărul tirajului, da, de ziar. Asta nu e rău, nu? Se distribuie gratis, puteți să vă apropiați și să intrați în posesie. Citiți, meditați, veniți cu opiniile, cu propunerile dumneavoastră, cu sugestii, dar și cu criticile, de ce nu, că să facem și mai bine, să fie un conținut și mai bun. De asta am ușor, dăm și o cântare frumoasă, care ține la dată, dar să țineți la momentul ăsta. Deci un proverb român spune apa trece, iar petrele rămân. Au fost și neprieteni ce spus au neîncetat. Spun că România e un stat neînsemnat. Pe harta lumii este un stat atât de mic, chiar dacă există, mulți nu știu nimic. Dar toate trecură, căci un proverb român spune apa trece, iar petrele rămân. Adevărul să știi la țăranul ăsta, nostru conservator. Tot pe drum, pe drum, pe drum, dar la mândră nici de cum.